Unul dintre cele mai emoționante momente ale vizitei familiei regale în Spania a fost seara românească. Miguel Ángel García Martín, ministru regional pentru președinție, justiție și administrație locală, și Cristina Menéndez, director general pentru cooperare cu statul și Uniunea Europeană, au vorbit despre relațiile seculare care există între familiile regale ale României și Spaniei. Nu a fost uitat nici regele Mihai, care a rămas în sufletele multor români. Prezența dumneavoastră aici este un act reparatoriu față de momentul când unii au interzis regelui să revină în propria patrie. În urmă cu mai bine de 20 de ani, regele Mihai susținea în regatul Spaniei integrarea României în Uniunea Europeană. Astăzi, majestatea sa Margareta susține aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Sper cu o decizie frumoasă, curajoasă în decembrie, să avem ocazia să începem negocieri de aderare la UE. Am creat de înțeleg un fel de echipă cu tatăl meu, mama mea și soțul meu și surorile mele. Suntem foarte implicați în această apropiere de Moldova cu Europa. Acolo unde sunt români, ești un pic de România, așa că de câte ori avem ocazia să vă mulțumim pentru ce faceți pentru familiile dumneavoastră, faceți acest sacrificiu de generație pentru ca țara luată cu împrumut de la copiii dumneavoastră să nu fie degeaba. Majestatea sa Margareta și principele Radu au stat apoi de vorbă cu oamenii din comunitate, iar violoniștii Lavinia și Marian Moraru au încălzit sufletele celor prezenți cu balada lui Ciprian Porumbescu. A fost o seară de suflet. Mă așteptam să fie mai oficială, dar de fapt a fost o atmosferă prietenoasă. Familia regală a plecat în aplauze de la comunitatea de Madrid. Tot ieri, cuplul regal și ambasadorul României la Madrid au vizitat și ambasada Republicii Moldova în Spania.